S-au schimbat foarte mult bătăliile de anul trecut, or să rămână Vlad Neaga și Cătălin Cazacu acolo la bătaie, poate și Mistote, de ce nu, Cațan și așa mai departe. Avem o groază de piloți rapizi. Și nu te-ai inclus printre ei în bătălia la podium? Încă nu, vreau să mă acomodez ca după aia să fiu sigur pe mine, să pot să mă duc acolo și chiar să le pun o problemă, nu doar un tur sau tot. Vremea este cea care cred că va juca un rol decisiv în povestea acestei etape, dar dacă plouă, plouă în toată lumea, dacă e soare, e soare în toată lumea, așa că mergem înainte. S-a pus așa o țintă pe spatele meu și știu și ei de ce sunt în stare, așa că cu siguranță au muncit și mai mult ca anul trecut și va fi o luptă și mai strânsă și timpii cu siguranță vor coborâ. Chiar acum știu că din a doua sesiune urmează să începem să arătăm de fapt cam cât de bine ne-am antrenat.